O mașină a poliției din Rădăuți a fost implicată miercuri seară într-un accident rutier în timp ce urmărea un autoturism condus de un minor de 14 ani. Adolescentul era în mașină împreună cu alți doi minori în vârstă de 16 ani, iar la un moment dat a acroșat un autoturism. Polițiștii au încercat să-l oprească, însă adolescentul s-a speriat, a pierdut controlul mașinii, a lovit autospecial a poliției și s-a oprit într-un stâlp, după care a fugit. În urma impactului, unul dintre polițiști a fost rănit. Un minor de 14 ani din municipiul Rădăuți a condus un autoturism pe strada Calea Unirii din localitate, în mașină aflându-se ca pasageri alți doi minori de 16 ani. La un moment dat, șoferul minor a acroșat un alt vehicul, fiind surprins de un echipaj de poliție care a plecat în urmărirea sa. Un alt echipaj de poliție a ieșit în întâmpinarea vehiculului urmărit, minorul pierzând în aceste condiții controlul asupra direcției de mers și lovind autospeciala de poliție. Au rezultat avarii la autospecială și rănirea ușoară a conducătorului autospecialei, un agent de poliție în vârstă de 30 de ani. Șoferul minor a coborât din autoturism și a fugit, fiind reținut un pasager, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Ionuț Epureanu. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru conducere fără permis și vătămare corporală din culpă și îl caută pentru a fi reținut pe șoferul în vârstă de 14 ani.